Dragilor, am ajuns în Ucea astăzi, la gara din Ucea, mergem spre Ucea de jos și Ucea de sus, probabil și până în Victoria, mai vedem. Și acesta este drumul către oraș. O zi super random, sâmbătă. Drumul continuă spre Victoria, este ploaie și mai sunt 7 km. Am intrat în Ucea de sus. Nu prea plouă, dragii mei. Am intrat în orașul Victoria. Extraordinar. Cred că suntem singurii vizitatori din orașul Victoria din această zi ploioasă și pancarta spunea că mergem în direcția centru, așa că haide să mergem spre centru. Iată și centrul Victoriei. Nici nu plouă rău. Casa de cultură, cam fiecare oraș și un magazin aici. Și sperăm să găsim un mijloc de transport către gara înapoi. Aici, dragilor, puteți să vă imaginați făgărașii pe care nu-i putem observa pentru că este ceață și vânt și frig și mergem cu noi spre gara. Am ajuns în sala de așteptare de la Ucea. Dragilor, înapoi în Ucea, apa este elementul pe care îl avem atât în corp cât și în afara lui. Așteptăm trenul, sperăm să fie mai cald în tren pentru că în sala de așteptare de aici nu este cea mai bună temperatură ever și nu este în fleașcă.